Bună ziua, mă numesc Irem Cabul, sunt elevă la școala primară Spectrum București Paradii și sunt în clasa a 3-a C. Proiectul meu PBL va fi despre microplante. Vă întrebați de ce am ales acest subiect? Ei bine, pentru că oamenii sunt din ce în ce mai interesați despre nutriție. Pentru a avea o idee, vom separa cuvântul microplante în două cuvinte, micro și plante, adică plante mici. Proiectul meu va cuprinde următoarele informații. Informații despre microplantele, creșterea microplantelor acasă, beneficiile lor și la ce le poți folosi. Microplantele sunt considerate bebelușii plantelor. Ele pot măsura între 2 și 7 cm. Ele au un gust aromat și conținut concentrat de nutrienți. Te întreb, cum poți crește microplantele acasă? Ei bine, ai nevoie doar de câteva lucruri mărunte. Cum ar fi? Un ghiveș cu pământ, semințe și un recipient de pulverizat apă. După ce ai pus semințele pe sol, vei presăra un strat subțire de pământ și le vei pulveriza apă din abundență, după care le vei acoperi cu o folie de aluminiu timp de 3 zile. În a treia zi vei scoate folia și le vei pune într-un loc luminos, cum ar fi pe pervazul geamului. Timpul de creștere variază în funcție de ce plantă ai ales. Beneficiile lor. Mai crede dacă ți-aș spune că dacă ai mânca un kilogram de brocoli este echivalentul a 35 de fire de microplante de brocoli? Deși sunt atât de mici, sunt atât de puternice și au atât de multe vitamine și nutrienți. Drept urmare, te pot ține departe de bolile de inimă, boala Alzheimer, diabetul și cancerul și altele. La ce poți folosi microplantele? În afară de nutriție, le mai poți folosi la aromă, la decorarea farfurilor și la dietele vegetariane. Pe parcursul acestui proiect am ajuns la niște concluzii, cum că microplantele sunt niște plante foarte sănătoase, sunt foarte bogate în nutrienți, sunt foarte ușor de crescut și combat apariția multor boli. Am decis și eu să plantez microplante. Am ales ridic și brocoli. După cum puteți vedea, ridicile sunt mai înaintate decât brocoliul. La fel și în a opta zi. Vă încurajez să mâncați în salate microplante. Mulțumesc că m-ați ascultat! Acesta este rezultatul proiectului meu. Acestea sunt microplantele de brocoli, iar acestea sunt microplantele de ridichi. Drept urmare, sloganul proiectului meu este: mănâncă microplante să fii sănătos!